pentru că vreau să intrăm în dezbatere. Dacă au și colegi de platou vreo întrebare, eu mai am o ultimă întrebare și apoi dacă au ceilalți invitați, dacă nu, vă mulțumesc pentru disponibilitate. Sunt atacuri în interiorul coaliției, colegii de la PNL, mai mulți dintre colegii noastre de coaliție, mă refer, cer desființarea Ministerului Familiei. Bănuiesc că nu a fost o discuție în coaliție, nu înțelegem, deci au votat guvernul, au fost de acord la vremea respectivă cu doamna Firea și acum se solicită de la PNL, de la un nivel foarte înalt, am văzut tot felul de vicepreședinți, prim-vicepreședinți, care cer desființarea Ministerului. Noastră ne spuneți că aveți proiecte, că v-ați apucat de treabă. Nu, cum răspundeți acestor atacuri din coaliție, nu din opoziție, că a cerut și opoziția, da? Deci, acum vreau să vă spun că în 1989 poporul român s-a luptat pentru a trăi în libertate, în democrație, pentru a putea să ne exprimăm liber. Este dreptul fiecărui cetățean să se exprime cum crede dânsul de cuvință. În altă ordine de idei, vreau să vă spun că în cadrul coaliției, nivel guvernamental, lucrurile funcționează, deci mă refer strict la colegii de guvern, lucrurile funcționează foarte bine. Nu există atacuri, nu există jigniri. Păi, dar la nivel public au cerut desființarea ministerului, la nivel public, zic eu, Florin Roman, domnul de la Dumitrescu. Da, domnul Florin Roman nu este ministru, dar în altă ordine de idei, nu este ministru, eu mă refeream la colegii din coaliție care sunt și cu care mă întâlnesc deseori pentru a discuta anumite proiecte cu care noi venim în sprijinul cetățenilor, membrii ai Guvernului României. Dar vreau să mai spun ceva. În 2019, când am plecat de la guvernare, la vremea respectivă eram ministru la Românii de Pretutindeni, era acest minister. PSD n-a fost niciodată votat și susținut atât de mult precum alte partide care au fost la guvernare. De ce din diaspora? După ce am plecat noi de la guvernare, au desfințat Ministerul Românilor de Pretutindeni. Atenție, acesta avea 64 de angajați. Au înființat două departamente, Departamentul pentru Republica Moldova și Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Foarte bun cel pentru Republica departament Moldova, trebuie să fie un minister. Ar fi trebuit să fie un minister pentru Republica Moldova, cu asta sunt de acord aici. Ascultați-mă, au dat fiecărui departament câte 100 de locuri. Adică au închis un minister cu 64 de locuri și au făcut două departamente care aveau 200 de locuri de muncă. Poate vor fi eficiente, nu știu, să știți că cel pentru Republica Moldova la un moment dat când era doamna Guțu chiar din Moldova, era eficient, îl salut și pe